Dragii mei, și bine v-am găsit! Dragii Bună. Mei, astăzi este o zi frumoasă, mai însorită și este vineri dimineață. Am venit în piață, am venit să luăm și noi ceva, că nu prea mai avem nimic acasă. Așa că vă luăm cu noi, ca de obicei, cum facem noi, și vă arătăm ce cumpărăm, depinde ce găsim. Și vedeți și voi piața. De data aceasta am venit în piața Mihai Viteazul. Data trecută am fost în obor, da. Nu am venit pentru varză. De data aceasta am venit la cumpărături normale. Mergem în piața Mihai Viteazul. Am intrat în piață. E ceva lume astăzi. Ne uităm puțin pe aici la flori. Ia priviți ce flori frumoase. Tati, asta se face cu pomare, dar la anul viitor. Flori minunate. Ce vă dau, doamnă? Uite, din asta am găsit, hai să-i spun. Dragii mei, am găsit floare din aia ce am luat de la sora mea cu rădăcină. Uitați, dar e pitic, nu-i din aia mare. O să iau și o să pun în ghiveci să se facă tufă mare. Și o să iau două, dar o să iau când plecăm, ca să nu cări cu mine. Hai. Intrăm în hală și după aceea vom face piața. Intrăm și la Cristin. Să uită mama la ceva. Aș vrea ceva cârnați, dar foarte uscat dacă aveți. Foarte uscat. Da, ca de tot. Așa. No, ăsta e dulce. Ăsta e iute. Da, dați-mă o pereche așa, una așa. Una așa și una așa. Da. Ce-am luat cârnați, luăm și o bucată de șuncă. Și ce? Salam vrei? Ce șuncă vrei? De pui, da. Șuncă ăla, tati. Din asta, salam ceva, dacă vrei, ceva bun. Nu. Nu? Și ăla picant nu vrei de vară, nu? Vrei la să pui dacă vrei. Mergem în continuare. Am întrebat de ceva cârnaț uscat. Să mai mergem. E lume, după cum vedeți. Da, și băiatul are produse foarte, foarte bune. Numai bine. Vezi ce fain arată brânza. Tot felul de brânză. Eu zic că brânza noastră românească e cea mai bună. Lapte de măgăriță. Care? Au zis că este foarte, foarte sănătos laptele de măgăriță. Mergem în continuare. Produse de la Pecica. Mergem și aici la cârnați.
Ăsta pare fain. Nu arată fain. Nu arată fain, dar cred că e bun. Îl arde lenesc. Vreau să te întreb, cârnațul e uscat, uscat? Nu e foarte uscat. Nu e foarte uscat. Mulțumesc. Nu știu încă. Am venit și la doamna noastră, ca de obicei. Produse bună. Bună, bună. Uite, am venit cam târziu, am venit în viață, da? Cu rușine ați spun că am uitat caserolele. Sincer că am uitat, am pregătit, dar am uitat cum am zăpăcit pe Mihai. S-o grăbit după fată. Hai repede, hai repede, dăm cheia, dăm aia, repede. Ea ți-a ducă, dacă eu zic ceva. Și acum era pregătit. Dăm și slănina de casă, priviți cât de bine arată. Și acum, doamna, să ne dea puțin să gustăm. E grasă și nu bună, să știți. Să fie așa fain afumat, așa fain de casă, știi tu cum am luat eu de la tine. Să probăm. Cum știți, produse bune. Tot aici, la doamna Otilia, în piață. Deci, dragii mei, vreau să vă arăt, uitați, marfă de calitate și proastă. Noi am luat slănină, o să vă arătăm. Noi am luat de la ea, că luăm de fiecare dată, clisă, afumată, ne place foarte mult. Are de toate și ouă și lapte și place grăsim. Brânză pentru răzălit. Brânză de oaie. Și am luat slănină de la doamna, puțină brânză, priviți murături de casă, zacuscă, gem. Punem în pungă orice. Am luat și telemea, tot felul de produse, de la doamna Otilia, cu drag. Păi, dar e la școală, mamă, de-aia nu poți să... Cât de bine arată telemea. Da, are produse foarte bune, uitați, am luat brânză, smântână de la doamna. Ouă de casă. Ouă, lapte, are tot ce vreți, uitați smântână aia de biboliță. Hai, filmează aici, să vadă. Uitați cum arată, foarte groasă, foarte... Pui de casă. Toate produse bune, tradiționale. Mulțumim tare mult și vânzare bună. Mergem în continuare. Pâine. Am venit și la doamna noastră, la cealaltă doamna noastră. Bună! Brânză dulce. Gustăm și brânză de la doamna. Mai luăm bucate de brânză foarte tare, brânză tare pentru răzălit. De 10 lei. Și brânză dulce, foarte bună, foarte cremoasă, brânză de vaci, perfectă pentru prăjitură. Tot aici o găsiți pe doamna Jenny, are niște produse absolut delicioase. Mm-hmm.
foarte bune, brânză, lapte, ouă. Și noi vă mulțumim și vă dorim vânzare bună! Mulțumim! Am venit să luăm și cârnaț uscat de la Maciul Costel. Așa arată cârnațul. Este foarte bun. Și aia subțire cum e? Ăștia-s de oaie, ăștia subțire. Ăștia-s de oaie. Ăștia-s de porc subțire, excepțional. Păcăți de care foarte bine. Ăștia nu găsesc nici. Absolut. Ce produse faine. Ăștia-s foarte bine. Ăștia mele mâncați așa, prăjiți, la grătar, fierți, la mai ales ăștia să faceți rață, că și pe cuie, curat. Uite, mami și clisă din asta, cum ai vrut-o. Nu, no, vezi, uite, vezi? No, păi iau o bucățică. Și clisa asta cu cât e? Asta e cum ai vrut-o. Da, știi cum? Uite, ai o pereche de cârnați din aia. Uscat. Uita. Am luat și o bucățică de slănină din asta faină. Deci am luat clisă și am luat care produse de calitate. Așteptăm un număr cât mai mare. Exact. Cu drag. Am emoții la cameră. Deci am luat clisă și cârnat de la Baciu Costel. Cum s-a luat? Avem tobă proaspătă și ce mi-e vrea de la mea stângă? Da, mulțumim tare mult, vânzare bună. Mulțumim, la revedere, vânzare bună. Vânzare bună, seama. Hai să ieșim mami din hală, că am luat destule. De curcan pentru sarmale. Mai vrei de curcan? Da. Cum mergem spre ieșirea din hală? Acum ieșim în piață și mergem acasă. Mergem la piață, încă nu mergem acasă, mergem în piață să vedem pentru legume și fructe. Ieșim din hală și intrăm în piață. Am venit în piață. Castraveți. Așa vinete faine, superbe vinete. Bine, bine arată rădăi. Roșile. Dați foarte tot de doamne, la e voi ca. Uităm și la fasole, activist dovleac, dovleac, simbolul toamnei, dacă bine, roșii, 12 la 15, usturoi împletit, ce bine arată, gutui. Verdeață. Gulii. Selină, gonofidă. Vă mai arăt piața. Sfeclă și ridiche. Gogonele, 10 lei. Altceva? Nucă. Cât e nucă? 40. Castane. Zice și mama. Mai arăt struguri. Bine arată struguri tămâioși. Ăștia sunt preferații mei. Din 11 rămâne 10 lei.
Îți prună. Tare porumele. Interesant și măceșe. Foarte tare. Păduceli. Mergem în continuare. Mere. Măi. Roșii. Am venit la prăz. Am luat și prăz. Da, doamna. Priviți. Ce unel mic. Tot felul de produse pentru grădină. Șosete de iarnă. 20 de lei. Păpucei din ăștia călduroși. Struguri ăștia? Struguri. Gustere. Ți-o place? Nu știu. Aia e cea mai bună fasole. Mai uităm. Fasole faină. Tu ce reți măprează? 3 lei. Ce faină arată sănătoasă. Gutui, 6 lei. Câte s-ar de ei, tante? 3 lei și 7 lei. Marta, iau de aici. Luăm și ardei. Nu vrea să vede. Care e mama ardei? Ăștia lungi, nu știu cumva, doamna. Nu am ardei, uite deloc. Deci am luat ardei, să vedem dacă luăm castraveți. Cât vreți? Nu vreau să mai... Să mai... Varză. Vine și mama. Cât sunt castraveții? 8 lei. Da, câte nu? Struguri? Petre, uite de acolo că struguri. Salut, băierică! Gogonele. 12 lei. Varză 4 lei. Mere cu 6. Nu 50 legătura. Cu uleu de aici în mare? Nu. Uite, mai aici mai este castraveț. Tot așa. Thank you.
Bună ziua! Porumbă asta întreabă pentru pescuit. E fi un leu și un leu? Da. Cât? Că dau la 4 lei. Ce să fac? Cât cereți pe fasole, tante? 15 lei, 20. De flori, priviți flori în diferite culori, arată foarte bine. Și alea mari și alea dau. Da, pe teren, deci avem aici în teren. Am ajuns acasă, asta am făcut cumpărăturile, nu mare lucru, ce se vede pe masă, am luat niște brânzeturi, niște mezeluri, am luat clisă, ardei, praz, ouă, pătrunjel, dați așa ardei din piață și ce se vede pe masă, asta e tot de cumpărăturile ce am făcut. V-am luat cu noi, v-am arătat prețurile, sper că v-a plăcut, vă mulțumim mult, vă spunem la revedere, pupi!